Hristos a înviat. De unde știți? De unde știți? Vom afla astăzi. Dar poate toți ar fi trebuit să punem mâna în dreptul inimii și să spunem că e viu în inima noastră. Vă doresc și eu sărbători binecuvântate cu Domnul, vii, sărbători vii, adevărate, autentice, pentru că avem un Hristos viu într-adevăr. Cuvântul Domnului astăzi este din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1 vom citi până la versetul 20 inclusiv. Iată cuvântul apostolului Pavel scris către o biserică. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi conform Scripturilor. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, bancă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Bancă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat. Dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Amin. Să ne rugăm. Doamne, avem nevoie de un nou impuls dat de cuvântul Tău, care să ne consolideze credința în înviere și în învierea lui Hristos și în învierea noastră viitoare. Dar astăzi vrem să mijlocim pentru cei care se îndoiesc, sunt sceptici, căutători, care niciodată n-au experimentat puterea învierii. De aceea te rugăm să folosești acest cuvânt și puterea Duhului Tău cel Sfânt ca să le vorbească și lor și să stârnească credința în inima lor, să plece de aici cu speranța învierii în inima lor. De aceea vorbește-ne tuturor
suntem pregătiți să ascultăm ce vrea Duhul să ne vorbească. În numele Domnului Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul meu este o interpretare, o explicație dată acestui pasaj din 1 Corinteni 15, scris de Apostolul Pavel către toți creștinii de-a lungul veacurilor. Și am intitulat acest mesaj Realitatea Învierii lui Iisus din morți. Mă întrebam ce dezamăgiri am avut eu în viață, destul de multe, și față de mine, și față de alți oameni, și față de societate, ca să nu vorbim despre politicieni. Ce m-a rănit mai mult? Pot să spun câteva lucruri. Dar ceea ce marchează viața noastră pe o perioadă lungă, mai lungă, sunt dezamăgirile. Dezamăgirile sunt devastatoare. Și Pavel își pune problema aceasta. Dacă n-a înviat Hristos, ce dezamăgire aș trăi eu, spune Pavel, voi? Și ridică această chestiune esențială pentru credința creștină. Uitați, noi suntem aici, adunați împreună, ne-am bucurat în cântare, rugăciune, părtășie. Dar dacă totul este un fals, e o păcăleală, e o hipnoză colectivă, e, știu eu, un surogat. Să știți că sunt predicatori care nu mai predică învierea. Ei spun, e suficient să predicăm că Iisus și-a dat viața, și ajunge. Așa cum noi nu purtăm cruciulițe sau crucifixe. Crucifixul este o cruce mică, da, simbolică, dar care are sculptat sau turnat un om pe ea. Ăla-i crucifixul. Veți observa că la ortodox ei nu au crucifixe, au numai cruci goale. Acum nu pledez pentru a avea cruci, deși nu văd nici un păcat în asta. E de discutat dacă acest simbol al creștinismului trebuie neapărat să fie promovat. Dar noi oricum predicăm despre cruce. Dar nu predicăm despre o cruce pe care este un om, este cineva răstignit. Pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Deci, cumva, nu este un mesaj complet. Da, Hristos a murit răstignit pe o cruce, dar El a înviat din morți. Nu mai este pe cruce. E un semnal dat despre speranța pe care o avem. Hristos nu mai este pe cruce. Da, simbolul în sine ne trimite la jertfă. Și creștinii făceau cruce, să știți, și când băgau pâine în cuptor, înainte, pe aluat, însemnau crucea. Da? La botez, erau botezați adulții care mărturiseau public credința lor și episcopul
le făcea ungerea cu un de lemn pe frunte, cu un semn al crucii. Și la intrare în apă și la ieșire din apa botezului. Și crucea a devenit populară la undeva prin, începând cu secolul IV, după 311, când Constantin cel Mare, împăratul roman, a avut o experiență specială, a văzut un semn al crucii și un mesaj: prin aceasta vei învinge, prin cruce, și se devine și el simpatizant al creștinismului, se botează doar pe patul de moarte, mult mai târziu. Dar a fost cercetat până acolo încât a cerut soldaților să pună pe scutul lor crucea. Istoria crucii este fascinantă, însă nu despre aceasta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre faptul că Iisus Hristos n-a rămas pe cruce. Deși crucea este centrală credinței creștine. Și Pavel aici spune: toată credința mea și toată credința voastră, creștinilor, stă într-un adevăr, într-o realitate: învierea lui Iisus Hristos din morți. Acesta este adevărul central, miezul Evangheliei pe care o propovăduim, o predicăm noi. Parcă totul ar depinde de înviere. Scoți doctrina aceasta, învățătura aceasta, cade tot. Cade tot. Luther spunea, și vă citez: dacă o persoană nu crede în înviere, trebuie să nege cu desăvârșire Evanghelia și tot ceea ce se proclamă despre Hristos și despre Dumnezeu, căci toate acestea sunt legate între ele ca un lanț. Oricine neagă acest articol de credință trebuie să nege în același timp mult mai multe. Pe scurt, să nege că Dumnezeu este Dumnezeu. Foarte puternică afirmația lui. Bun, dar Apostolul Pavel a întâmpinat o problemă în biserica din Corint. Vă dați seama, la creștini. Unii nu credeau că Iisus a înviat din morți. Și îi influențau pe alții din biserică. De aceea Pavel face ceva special. Deschide posibilitatea ca esența credinței creștine să fie judecată. Și spune: vă aduc argumentele, voi trebuie să decideți. A fost un adevăr istoric învierea lui Hristos sau o autosugestie colectivă? Și cei care se ocupă cu textul biblic pe care trebuie să-i citim din când în când, ne aduc informații deosebite, au observat că Apostolul Pavel aici, în 1 Corinteni 15, folosește, își construiește un argument logic pe baza unor reguli retorice greco-romane. Adică în cultura în care trăia Pavel și pe care o cunoștea, el vorbea și greaca și romana, latina, pardon, așa, evident, vorbea și ebraica și, mă gândesc, și aramaica, el a observat cum se prezintă un adevăr. Nu-l prezintă oricum. Există o fel de structură logică. E ca și cum te duci la tribunal și vrei să pledezi în favoarea ta sau în favoarea altuia. Folosești anumite reguli, altfel nu convingi. Și aici Apostolul Pavel, experții noștri, exegeții noștri, au văzut că el merge pe o logică, în trei puncte. În limba latină, de la versetul 1 la 11, da, Pavel folosește narratio în limba latină, se spune, narratio cu doi de R, care este premiza, este partea de prezentare narrativă a cazului, învierea lui Iisus din morți. Și veți vedea cum
el insistă pe niște dovezi istorice ale învierii lui Iisus din morți. Asta e prima parte. De la versetul 12 la 19, textul pe care l-am citit noi, în limba latină se numește refutatio, care înseamnă consecințe logice. Deci după ce prezinți cazul, narațio, vin și efectele, consecințele. Și de aceea am citit cum Pavel își pune problema dacă acest caz istoric al învierii nu e adevărat. Și dă argumentele ce se întâmplă logic dacă un caz nu e adevărat. Și ați văzut consecințele, ne vom ocupa de ele. Și apoi de la versetul 20 până la 34, n-am citit tot textul, în orice, zic, regulă de prezentare retorică, se numește confirmatio, adică o confirmare, o reafirmare logică a cazului expus. Deci, Pavel merge în trei etape. Se ține de schemă. Vrea să ne convingă și logic, rațional, că învierea a avut loc. Că e o realitate istorică, nu-i poveste. E atât de important asta, spune Pavel. Și ce face el aici este o artă, da, în retorică, în prezentare. Deci, le luăm pe rând. Întâi vom vorbi despre partea istorică, argumentul istoric, argumentul autorității istorice, pentru că asta face Pavel. Și îl găsim în primele versete. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți, așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Deci, cu alte cuvinte, eu, spune Pavel, am primit ceva și vă dau vouă, transmit un adevăr de la o generație la altă generație. Asta pentru că în Corint, zic, era un grup care nu credea în învierea din morți. Nu știm exact despre ce e vorba acolo. Unii cred că a fost un grup care excludea existența vieții după moarte în sine, care include și învierea. Alții cred că este vorba despre un grup care pretindea că învierea a avut loc deja. Vă amintiți că în 2 Timotei 3 cu 18 Pavel spune că sunt unii care afirmă că învierea a avut loc deja și se referă la o înviere spirituală a credincioșilor cu Iisus Hristos, dar că nu a existat nicio înviere fizică, doar o înviere așa în duhul, spirituală, pneumatică, spirituală. Iar alții interpreți, cred că grupul acesta, practic nu accepta învierea trupească, doar învierea spirituală, și era o confuzie complicată despre doctrina păgână a nemuririi și învățătura creștină despre înviere. Deci existau păgâni care vorbeau de nemurire, dar nu despre înviere. Și când Pavel vorbește despre învierea lui Hristos, nu se referă doar la nemurire. Bun, dar aici sunt dezbateri. Însă noi credem că Apostolul Pavel, așa și spune textul, se referă la grupul acela din Corint care nega învierea lui Iisus din morți. Asta e cert. Consecințele pot fi în mai multe direcții. De aceea Pavel apelează la două autorități aici. Întâi este autoritatea Evangheliei, spune. Asta e Evanghelia pe care eu v-am propovăduit-o. Cuvântul Evanghelie înseamnă veste bună. Dar Evanghelia aici se referă la tot conținutul credinței creștine. Tot ce afirmăm noi. Evanghelia, vestea bună, înseamnă să vorbești, de exemplu, despre creația lui Dumnezeu,
despre căderea omului în păcat, despre venirea lui Iisus Hristos, întruparea lui Iisus Hristos, despre moartea lui pe cruce, despre învierea lui din morți și înălțarea lui în slavă și apoi revenirea lui în glorie, faza finală. Asta e Evanghelia. Evanghelia conține mai multe învățături esențiale, coerente, da? E un corp de învățături. Și asta spune Apostolul Pavel. Asta am primit eu, asta vă dau și eu vouă. Și când Pavel vorbește despre ce conține această Evanghelie, merge la fapte istorice. Ați observat că e ca și cum, și mulți comentatori cred că aici e vorba de un crez, ca și cum ai recita un crez creștin. Ce s-a întâmplat între nașterea bisericii, moartea lui Iisus Hristos, înălțarea lui în slavă, în jurul anului 33, da? Și primele scrieri creștine. Au trecut cam 25 de ani. Prima scriere a fost a lui Pavel, probabil că a fost Galateni, unii cred asta, apoi 1 Tesaloniceni, Marcu, Evanghelia după Marcu, a apărut tot în jurul anului 50, dar în perioada asta de 25 de ani, ce s-a întâmplat? N-a scris nimeni nimic. Iisus n-a scris nimic. Da? Apostolii nu s-au apucat de scris, până când Dumnezeu nu l-a chemat pe Pavel, care era un erudit, era pregătit să scrie, el a dat un ton, apoi s-au luat și ceilalți după el. Foarte interesant. Ei, în perioada asta, ce s-a întâmplat? Esența Evangheliei, esența mesajului lui Iisus Hristos a fost transmis oral, prin tradiție orală, prin predicare, de exemplu, prin întâlniri personale, prin cântări, prin crezuri. Anumite crezuri s-au format în perioada asta a bisericii, crezuri scurte, adică afirmații esențiale despre Iisus Hristos, că El era centrul. Da? Să vă dau un exemplu. În 1 Corinteni, capitolul 12, cu o pagină în spate, citim la versetul 3 așa. 1 Corinteni 12 cu 3. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. De această expresie, Iisus este Domnul, e considerată o afirmație de crez. E ca și cum noi ne întâlnim astăzi unii cu alții, da, și anunțăm că Iisus a înviat, celălalt răspunde adevărat că a înviat. În vremea aceea, Iisus Hristos este Domnul, era o afirmație de crez, riscantă, pentru că în Imperiul Roman numai imperatorul, împăratul roman, purta titlul de Kyrios, de Domn. Ori creștinii spuneau, nu împăratul roman, ci Iisus este Domnul. Și asta nu poți face pentru că riscai moartea, riscai persecuția, nu poți face decât dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine. De aceea spune Pavel, nu poți spune Iisus Hristos este Domnul dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Era o afirmație de crez. Apropo, și expresia Maranata, care e formată din două, Maranata, așa se scrie din două cuvinte împreună, tot era o afirmație de crez, că Domnul nostru vine. Filipeni, capitolul 2, este o afirmație de crez. Se spune, se știe clar aceasta de la versetul 6 la versetul 11, care conține, iarăși, ideea învierii. Filipeni 2, de la 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, deci asta e întruparea, coborârea. Și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea,
Și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ, de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Asta era un crez, bănuiesc că se și cânta. Ar fi interesant cineva să ia textul acesta și să compună. O cântare pe baza lui. Se poate. Astăzi orice se poate. Dai inteligenței artificiale de lucru puțin, să vezi cum scoate un text, chiar muzica. Foarte frumos. Deci, așa funcționa, și mai sunt și alte texte, cum e în 1 Timotei 3:16, așa funcționa acest 1 Corinteni 15 pe care v-am citit și care e textul nostru. Deci, dacă ar fi să întreb pe cineva, tu ce crezi despre Iisus Hristos, el ți-ar fi răspuns, Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi sau conform Scripturilor, a fost îngropat, a înviat a treia zi și s-a arătat. Deci ai 4 elemente aici în crez. Mai târziu acestea au constituit așa numitul crez apostolic scurt. Nu e crezul de la Nicea din 325, e crezul scurt apostolic care încă se recită în multe biserici și protestante, să știți. Că sunt elemente istorice, adică ce spune apostolul Pavel aici este că argumentul numărul 1 pentru a crede în învierea lui Hristos din morți este că sunt dovezi istorice, da? Că Iisus Hristos a trăit ca persoană fizică, persoană umană și persoană divină în același timp. Și asta trebuie să credeți. El a fost, spune, a murit pentru păcatele noastre, da? A fost îngropat și a înviat. Deci elementele centrale ale vieții lui Hristos. Aceasta este Evanghelia. Și noi la aceasta ținem. Asta e primul argument al Apostolului Pavel. Am stat asupra lui pentru că unii neagă istoricitatea lui Iisus. Ca și cum Iisus nici n-a existat ca persoană istorică. Până și ateii recunosc astăzi că Iisus a fost o persoană istorică. Cel puțin. Și recunosc capacitatea, învățăturile lui foarte bune și alte lucruri, până și ateie. Cum de unii neagă că Iisus n-a existat? Bun, dar nu e suficient să spui că Iisus a existat ca persoană istorică, dar dovezile sunt destul de clare. Problema principală aici, evident, în crezul, în acest crez, este învierea lui Hristos din morți. De aceea Pavel trece la al doilea grup de argumente. Argumentele din dovezi. Deci avem argumentele din autoritatea apostolică, e prima. Al doilea argument vine din dovezi. Și apostolul Pavel are 3 dovezi adunate aici. Sarcina mea este doar să le vi le simplific, să vi le așez, pentru că ați observat de 2 ori în textul nostru, Pavel spune că tot ce s-a întâmplat cu Iisus a fost după Scripturi sau conform Scripturilor. Deci, prima dovadă sunt profețiile. Profețiile despre Iisus Hristos și despre învierea Lui din morți. Nu doar despre viața Lui și moartea Lui, cum Isaia 53 și despre învierea Lui. Este, dacă vreți, ce ni se sugerează aici este, dacă vreți să înțelegi Noul Testament, du-te să citești și Vechiul Testament. De aceea creștinii de la început au acceptat și Vechiul Testament, care erau scrierile, scripturile evreilor. Dar creștinii le-au acceptat de la început. De ce? Pentru că găsești corespondențe, găsești argumente în scripturile vechi, prorociile mesianice despre venirea și lucrarea lui Iisus Hristos. Și
De ce noi suntem de acord cu asta? Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a făcut. Luca 24, când Domnul Hristos întâlnește doi ucenici care mergeau spre o localitate numită Emaus, care erau triști că Iisus a murit, dar nu știau că El este viu, lângă ei, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască pe moment. De aceea Iisus folosește un argument cu ei și le spune, versetul 25, O nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, le-a interpretat în toate scripturile ce era cu privire la el. Deci un argument în favoarea învierii lui Hristos sunt scripturile Vechiului Testament. Și Hristos aduce dovezi. Și sunt referințe în Vechiul Testament, nu mă ocup de ele. Dacă veți merge la trimiterile din Biblie, veți vedea că vă trimite la textele clare din Vechiul Testament. Bun. Pe lângă aceste profeții care s-au împlinit, Pavel mai aduce al doilea argument cu dovezi, da? Și anume aparițiile lui Iisus. Și el spune că acest Iisus Hristos, spune, s-a arătat. S-a arătat lui Chifa, adică apostolului Petru, apoi celor 12 ucenici, incluzându-l, adică și pe Matia, care fusese deja ales, celor 12, că aici era discuții de ce se face referire la cei 12 când Iuda nu mai era printre... Dar probabil Pavel când scrie după 10 de ani se referă la completarea grupului de 12, cifră esențială pentru evrei și pentru înțelegerea mai multor profeții. El include așadar și pe Matia. De ce? Pentru că acolo în Fapte 1 citim că cel care i-a luat locul lui Iuda trebuia să-l fi văzut pe Iisus viu. Și Matia înseamnă că era și el un martor al învierii, pentru că a fost inclus între cei 12. După aceea, zice, s-a arătat la 500 de frați deodată și important, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Adică dacă vreți, voi, astăzi, spune Pavel, în jurul anului, nu știu, 50 și un pic, dacă vreți să vorbiți cu cei care l-au văzut față în față pe Iisus viu, puteți să o faceți, încă unii trăiesc. Ăsta e un argument foarte puternic. Nu, da, că să spui, da, vreau și eu o dovadă. Poftim, zice, unii sunt în viață, puteți să-i contactați. Apoi zice, s-a arătat lui Iacov, tuturor apostolilor. Deci, acest grup fantastic de 500 de persoane care sunt martori, chemați ca martori, sunt dovada apostolului Pavel. Deci el nu spune, știți, dovada sunt numai ucenicii care au stat lângă Iisus sau femeile care l-au mai văzut. Nu, vă aduc un argument imbatabil. 500 de oameni l-au întâlnit, l-au văzut față în față pe Iisus Hristos înviat. Sta de vorbă cu ei, încă unii trăiesc. Acesta este un mod calculat de a oferi un fel de sprijin probatoriu, suplimentar, pentru învierea fizică a lui Iisus Hristos. N-a fost, cu alte cuvinte spune Pavel, a fost o arătare. Adică Iisus a arătat, dar n-a fost o experiență vizionară, așa, religioasă, a ucenicilor, care i-au condus pe aceștia să ajungă la credință. Nu a fost vedenia întâi. A fost o apariție vizibilă a lui Iisus înaintea martorilor publici.
A fost o înviere fizică dovedită cu martor. N-a fost teofanie, n-a fost o arătare, o imaginație, o fantezie, pentru că Iisus Hristos a apărut fizic înaintea lor, e adevărat într-un trup glorios, diferit de cel de dinainte, dar cu formă umană, pentru că el, până la urmă, ucenicii l-au recunoscut, el este după voce, după cum se purta. E adevărat că structura trupului înviat al lui Iisus Hristos era diferită. El revenise în lume pentru un obiectiv. De aceea, trupul lui Hristos a fost diferit, pentru că obiectivul revenirii lui în viață a fost diferit. De aceea, trupul lui Lazar, care și el a fost înviat din morți, era diferit de trupul lui Iisus, care a fost înviat. Pentru că obiectivul era diferit. De aceea și învierea noastră viitoare, trupurile noastre viitoare, despre care Pavel vorbește în 1 Corinteni 15, vor fi diferite, pentru că obiectivul învierii viitoare a noastră va fi diferit decât al lui Iisus. Pentru ceea ce trebuia să mai continue Iisus Hristos încă 40 zile, a stat cu ucenicii, a învățat despre împărăția lui Dumnezeu, a rezolvat niște probleme și de relații cu Petru, vă amintiți? Da? Această apariție a lui Hristos în trup a fost cu obiectiv țintit. Sper că nu ați uitat că Iisus nu s-a arătat niciunui păgân. Când a înviat din morți și s-a arătat, Iisus a arătat numai ucenicilor. Ei au fost privilegiați. Și aceștia au fost, dacă eu s-o codesc bine, poate în jur de 600, nu? 500 deodată, ucenicii, femeile care erau pe acolo și alții care l-au întâlnit, se adună un număr frumos. Aceasta e a doua dovadă. Deci prima dovadă sunt prorociile, a doua dovadă sunt arătările lui Iisus Hristos și vine a treia dovadă. Pavel zice, după toți aceștia care au experimentat întâlnirea cu Iisus cel viu, Iisus mi s-a arătat și mie. Eu sunt dovada. Acest argument este esențial pentru Pavel. E ca și cum spui, tu nu poți să-mi contești mie experiența pe care am avut-o. Eu știu că a fost o experiență mea. Și asta se poate aplica în orice altă situație. E experiența ta, tu ai trăit-o, nu e hipnoză, nu, e realitate. Și asta spune Pavel, eu sunt dovada, mie mi s-a arătat acest Iisus Hristos viu, am stat de vorbă cu El. Asta mi se pare un argument puternic și în evanghelizare. Deci când stai de vorbă cu cineva, bă, nu l-am văzut pe Iisus, nu dovezi, nu știu, hei, uite-te la mine, eu sunt dovada. Știi cum am arătat înainte? Și ce a făcut Hristos acesta viu cu mine? Dovada experienței tale personale este ca o ștampilă pusă pe mărturia ta. Deci, ce avem? Avem trei argumente, profețiile. Cei care sunt sceptici, care nu cred că Iisus a înviat din morți, trebuie să pună mâna pe carte, trebuie să pună mâna pe Scriptură și să verifice profețiile. Eu am întâlnit oameni și chiar profesori de Noul Testament care mi-au spus că ei s-au convertit în urma cercetării profețiilor. N-au fost credincioși, dar s-au dus să vadă dacă profețiile din Vechiul Testament chiar s-au împlinit în Noul Testament și au crezut. Au crezut. Deci, profețiile împlinite sunt prima dovadă. Apoi sunt martorii. Păi martorii erau acolo, era Pavel, era Petru. Apoi au venit după ei, după apostoli. Vreau să vă înșir niște nume de oameni din istoria acestei lumi și a bisericii care au crezut în înviere. Ați auzit de Origen, de Ioan Gură de Aur, de Augustin, de Scolastic, Toma d'Aquino, de Luther, de Calvin, de Anabaptiști, de Jonathan Edwards, de George Whitfield, John Wesley, Spurgeon, Moody, Billy Graham, Martin Lloyd-Jones, John Stott.
Credeți că toți aceștia au crezut și au predicat o minciună? Ți se pare că toți aceștia au fost amăgiți, înșelați, naivi? Dragi frați și surori, e vorba despre cei care au trăit experiența întâlnirii cu Hristos cel viu. Și toți aceștia au depus mărturie publică înaintea lumii pentru credința lor, pentru că în inima lor s-a întâmplat ceva. Hristos cel viu a preluat controlul personalității lor. I-a împlinit, că control nu înseamnă să-ți distrugă ție personalitatea, ci să ți-o împlinească, așa cum o căsătorie. Ți-a fost frică înainte de a te căsători că, vai, ce o să se întâmple cu eul tău. Dar după ce te îndrăgostești, după ce începe relația, vezi că ești mai împlinit, frica a dispărut. Tot așa, unii cred că dacă se predau lui Hristos, dacă cred în acest Hristos că este viu, ce se va întâmpla cu viața lor, care oricum e mizerabilă, vorba lui Spurgeon? Va fi cu adevărat împlinită. Ei, pe toți aceștia care am crezut în învierea lui Hristos din morți și am avut experiența întâlnirii cu Hristos, vor alții să ne convingă că a fost iluzie? N-au nicio șansă. Credința noastră nu se bazează pe iluzii, ci pe adevăr. Și adevărul înseamnă o realitate incontestabilă. Când Hristos este viu în viața mea, mi-a resetat viața, mi-a dat o direcție nouă, m-a făcut să renunț la iubirea de sine și să încep să mă gândesc la alții, să privesc viața altfel și să fiu împlinit. Vrei să-mi spui mie că a fost o iluzie? Experiența mea bate tot. Bun, nu supralicităm experiența personală, care e un început, care e necesară acolo. Există adevărul care e concret, ăla ne ține în continuare, dar experiența are partea lor, partea ei. Și vrei să-mi spui că toți martirii bisericii care și-au dat viața pentru credința lor în Hristosul cel viu au greșit? Au trăit o iluzie? Vrei să-mi spui că toți creștinii care au fost în închisorile comuniste, da, despre care citim că nu și-au trădat nici biserica, nici neamul, nici convingerile, au preferat să fie expuși morții și unii chiar au fost omorâți? Și au fost umiliți, au stat 10 ani în închisoare. Vrei să-mi spui că toți aceștia au murit pentru că au crezut o minciună? Și ăsta e argumentul Apostolului Pavel care urmează. Mie mi se pare așa că ateii sunt patetici. Foarte mici așa. Au o filozofie extrem de limitată, neverificată. Și aș vrea să știu și eu. Să întâlnesc un ateu care e gata să moară pentru adevărul lui. Încă n-am întâlnit. Pentru că tocmai ei se iubesc prea mult pe ei înșiși. Că să fie gata să moară pentru ce? Că neagă pe Dumnezeu? Încă nu i-am întâlnit. Dar am întâlnit oameni care și-au dat viața și au fost gata să moară pentru că cred în Dumnezeu și cred în Iisus Hristos că a înviat din morți. Slavă Domnului pentru ei. Și noi suntem parte a acestei comunități prin har. Ultimul gând, logica. Argumentul logic urmează, așa cum v-am spus, e argumentul istoric, da? Narațio, narațiunile dovedesc că Iisus Hristos a înviat. Apoi a venit argumentul din experiență, din dovezi, da? Prorocii, arătări, experiență personală, spune Pavel. Și aduce un ultim argument, logic, da? Și anume, dispută, e gata să deschidă discuția despre consecințele
negării învierii lui Iisus Hristos din morți. Și ați observat în ce am citit că eu am numărat vreo 7 urmări logice dacă cineva neagă învierea. Să le luăm pe rând. Pavel spune, întâi, dacă n-a înviat Hristos, înseamnă că Iisus n-a înviat. Asta e prima consecință. Iisus nu a înviat din morți. A doua, predicarea voastră, propovăduirea, este în zadar, adică e nefolositoare, fără substanță, neautentică, ineficientă. 3. Credința voastră este fără sens, e tot în zadar, pentru că obiectul credinței nu mai există. 4. Mărturia, da, noastră este bazată pe minciune. Deci predicăm niște minciuni. Spui oamenilor un neadevăr. Cu alte cuvinte, predicatorii sunt niște mincinoși. Și nu numai, e o minciună din zona religioasă, deci are, poate fi acuzată de blasfemie. Pavel, mai departe, un altă consecință, a cincea consecință, iertarea păcatelor nu există. Deci dacă Iisus Hristos n-a înviat din morți, tot ce a făcut Iisus Hristos, că a murit pe cruce, că și-a dat viața în locul nostru, că sângele Lui l-a vărsat ca să ne spele păcatul, că ne-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, ne-a înfiat, ne-a răscumpărat prin sângele Lui, toate aceste învățături sunt false, sunt greșite. Cu alte cuvinte, noi, propovăduindu-vă niște neadevăruri, trebuie să vă anunțăm că păcatele voastre nu sunt iertate. Deci încă ești sub mânia lui Dumnezeu. Încă ești pierdut. Încă ești pierdut. 6, spune Pavel, dacă Hristos n-a înviat din morți, speranța revederii cu cei care au crezut ca tine, ca mine, dispare. Nu există. Nu există speranță. Cei care au murit nu sunt mântuiți, sunt pierduți în continuare, cu alte cuvinte, nu va exista o reuniune sau, știu, o reîntâlnire. Nu avem niciun cuvânt de mângâiere pentru cei care au murit dintre noi. Este ceea ce am întâlnit odată o femeie care i-a murit copilul și am venit să mă întrebe, noi ce credem? Ea își va revedea copilul care era de câteva săptămâni. Dar pentru că n-a apucat să fie botezat în Biserica Ortodoxă, preotul i-a spus că nu, ea nu își va mai revedea copilul. Că n-a fost botezat în tradiția ortodoxă. Și a spus, zic, uite, noi credem altceva. Noi credem că acel copil nu a ajuns la să crească, să aibă puterea discernerii și a deciziei. De aceea noi credem că toți aceștia care n-au avut această putere de a decide despre soarta lor, viitorul lor, credința lor și mor, se duc în prezența Creatorului. Deci, dacă tu, îi spuneam ei, aceste femei, dacă tu crezi în Iisus Hristos, îți vei revedea copilul care este în prezența Creatorului, așa, este învățătoarea noastră. A plecat foarte fericită de acolo. Venise îmbrăcată în negru, apoi am mai revăzut-o în rândurile bisericii, împreună cu sora din biserică cu care a revenit și viața ei s-a schimbat. Pentru că, spune Pavel, trebuie să vă spunem tuturor acest lucru, că și noi vom muri și nu ne vom mai revedea niciodată unii cu alții. Vă dați seama ce consecințe are să negi învierea lui Hristos și ultima, a șaptea. Suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Adică suntem oameni păcăliți, fără filozofie serioasă, fără speranță, practic n-avem niciun destin. 7 argumente ale Apostolului Pavel, logice, dar le ia frumos, depind una de alta.
dacă n-a înviat Hristos. Unii poate că ne-ar acuza că exagerăm cu aceste consecințe, dar acesta este adevărul. Consecințele, să știți, sunt dramatice dacă nu credem în învierea lui Hristos din morți. De aceea Pavel revine și spune, dar Hristos a înviat din morți. Și înseamnă că toate cele șapte consecințe, pentru că Iisus Hristos a înviat din morți, toate cele șapte consecințe se schimbă. Deci, Hristos este viu, predicarea noastră este corectă, fraților, da? Credința voastră celor care credeți în Hristos cel viu este corectă, noi mărturisim adevărul și nu minciunea, suntem iertați de păcate, toți cei care credeți în jertfa lui Hristos și aveți pe Hristos în inima voastră, credem în revedere cu toți cei care au crezut și au murit în Domnul și sunt cu Domnul și nu suntem cei mai nenorociți, ci suntem cei mai binecuvântați dintre toți oamenii. Pentru că avem speranță. Hristos în noi, nădejdea slavei. Deci, nu știu ce ai crezut până azi. Vedeți, această credință în înviere îți poate reseta viața. Să ai păcatele iertate, să ai un viitor și o nădejde. Dar trebuie să accepți acest adevăr. Și această speranță în noi nu e un sentiment trecător, ci este ceva foarte viu, foarte motivator. Dacă Hristos a revenit la viață, a revenit între noi, înseamnă că există o altă lume peste aceasta. Și știți ce face schimbarea? O conjuncție. Versetul 20. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Dar este o conjuncție. Conjuncția leagă două propoziții sau părți de propoziție adversative. Și înseamnă de genul dar. Însă, cu toate acestea, totuși, ce spune Pavel este cam așa. Logica umană are o limită. Conjuncția schimbă totul. Dar acum Hristos a înviat din morți. Întotdeauna să știți că este o conjuncție esențială în viață care îți schimbă traiectoria vieții. Când mintea ta, viața ta se schimbă. Vă dau un alt exemplu. În Efeseni capitolul 2, Pavel la început, primele trei versete, vorbește despre cum eram noi înainte de a crede. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Da? Adică erați insensibili la lucrurile spirituale. În acestea trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, după trend. Da? După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci era o tendință, era un spirit al viacului, al secularismului. Între ei eram și noi toți odinioară. Și vă amintiți ce făceați? Spune Pavel, trăiați în poftele firii voastre pământești. Făceați voile firii pământești, a naturii, instinctelor carnale și ale gândurilor voastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți, adică eram sub mânia lui Dumnezeu. Și vine versetul 4. Dar Dumnezeu, din nou, conjuncția decisivă. Eram așa, dar Dumnezeu, observați că Dumnezeu a luat inițiativa să schimbe statutul nostru dinainte, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus.
să-și arate harul său față de noi. Slavă Lui pentru aceasta. Așa este și în Corinteni 15. O conjuncție. Un cuvânt care schimbă direcția. Dacă e adevărat, înseamnă că, dacă e adevărat că Hristos a înviat din morți, înseamnă că Evanghelia, prorociile, arătările, experiențele personale sunt autentice. Înseamnă că predicile noastre au sens, cântările pe care le cântăm din toată inima au semnificație, spun ceva despre ce credem. Înseamnă că există putere în mesajul Evangheliei. Înseamnă că credința noastră stă pe adevăr. C.S. Lewis a scris odată așa. C.S. Lewis a fost un scriitor britanic, un creștin, care a fost și el agnostic la început, dar a crezut în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Pentru că el și-a pus problema, ori Hristos e un mit, da? Ori este adevăr. Tot ce a spus el e adevăr. Și până la urmă Dumnezeu s-a îndurat de inima lui. A fost un om foarte inteligent. Și el a spus, da, așa, și vă citez, nu vei ști niciodată cât crezi, de fapt, în ceva, până ce adevărul sau falsitatea credinței tale nu devine o chestiune de viață și de moarte pentru tine. Vă dați seama că ceea ce fac eu acum, înaintea voastră, este să-mi asum un mesaj despre viață și despre moarte. Am 60 ceva de ani, nu vă spun câți. Da. Cât mai am de trăit? Am predicat de la 17 ani Evanghelia lui Hristos. Am slujit pe Domnul de 10 de ani. Credeți că am făcut asta pentru că n-am avut convingeri? Îndoieli, întrebări, toți avem. Îndoielile nu sunt un... Să știți că nu sunt nu neapărat atentează la credința ta. S-ar putea ca unele întrebări, îndoielile ale tale să consolideze credința mai târziu. Pentru că dacă îndoiala este sinceră, Dumnezeu va răspunde. Te va trece, într-adevăr, prin alte etape, dar Dumnezeu se uită la inima ta și... Și am avut tot felul de întrebări, așa, dar prin harul lui Dumnezeu, aceste întrebări ale mele au primit răspuns cu răbdare, în timp. S-ar putea ca unele întrebări ale tale să nu poată fi, să nu poată primi răspuns pentru că nu ești pregătit să accepti răspunsul. Există, mai am câteva întrebări în viața asta, abia aștept să primesc răspuns la ele. Dar la cele majore am primit deja răspuns. Am ascultat aseară mărturia unui păstor din România, Marius Cruceru, care a vorbit la Radio Vocea Evangheliei despre experiența grea pe care a avut-o printr-o operație pe cord, pe inimă, toate fazele prin care a trecut și ce trăire a avut. Și cum el vorbește foarte elocvent, frumos, așa m-a întărit mărturia lui, pentru că am trecut și eu pe aici, nu în genul acesta de încercare, de suferință, un alt tip de suferință. Și am recunoscut mai multe trăiri pe care el le-a descris și pe care le-am avut și eu. Și până la urmă știți care e concluzia. E un interviu, cred că îl găsiți și pe internet și merită să-l ascultați. E un interviu transparent care până la urmă este oglinda unui creștin care arată ce crede el. Îi se adună, el și profesor de teologie. Da, și totuși când treci prin anumite experiențe, mai puțin contează diplomele, poziția socială sau altele, trăirile tale sunt unice în felul tău.
Și acolo s-a desprins ceva ce pe mine m-a întărit foarte mult. Și anume că în pragul morții, când i s-a fost anunțat că riscul e enorm de mare dacă se operează să moară pe masa de operație, el și-a asumat aceasta cu foarte multă convingere și relaxare, liniște. Asta m-a impresionat foarte mult. Liniștea dinaintea furtunii, dinaintea operației. Că el explica, e tot ce am crezut toată viața, asta am primit de la mama mea, de la toți ai mei, asta acum trebuia să exersez, să pun în practică în fața voastră tuturor. Că erau martori acolo, și în spital, și în afară, toți așteptam verdictul, ce se întâmplă. Și până la urmă, Dumnezeu l-a scăpat, i-a mai întins pentru câțiva ani viața și cel mai mult, știți ce apreciază acum? Relațiile în familie. La asta, vedeți, se reduc la anumite mici adevăruri, nu mici, ci sunt ca rădăcini în viață, adevăruri care îți țin viața și te face să lupți, să merite să lupți, să trăiești în viața aceasta pentru acele adevăruri. Da. Foarte puternică mărturia lui. Pentru că și Pavel, la final, știți, când era închisoare, grija principală a lui Pavel, când scria ultimele epistole către Timotei, grija principală a lui a fost relațiile. Să-i spui la cutare să vină pe la mine, să-i transmit salutări la cutare. Adică el se pregătea de moarte, dar relațiile erau esențiale. Ce-ți dă această stabilitate în viață, această liniște, că indiferent ce va veni în viață, tu știi unde te duci, da? Ce îți dă? Credința într-un Hristos viu, care se exprimă, care este în inima ta, atunci. Așa, mai am o ilustrație, nu știu dacă mai am timp, de fapt frații nu mi-au pus limite. Mai este ceva după predica mea? Mai este, sigur că mai este. Dar am văzut că toți sunt vii. Mă ascultă cu interes. Vă citesc ceva deosebit. Eu cândva studiam și filozofia, am renunțat din tinerețe, dar câțiva filozofi mi-au rămas așa întipăriți. Unul dintre ei a fost Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, un neamț. Foarte inteligent, dar abstract, așa, nu prea. Am citit mai multe din el, matematician, logician, tot ce vrei. El a fost fondatorul filozofiei analitice, da? Și se credea despre el că e cel puțin un agnostic, că nu prea își pune problema vieții spirituale, că are el altceva să gândească, dar n-a fost așa. Un prieten de-a lui a găsit niște scrisori mai vechi de-a lungul anilor și le-a pus împreună într-o carte care s-a tradus și în limba română, nu știu dacă se mai găsește, cartea se numește Însemnări Postume, 1914-1951. În 1951 a murit Wittgenstein. Și acolo am găsit o mărturie a lui acestui filozof care zicea că nu are nimic de a face cu credința, cu învierea. Dar ascultați, ce scrie el? Vă citesc exact citatul din cartea aceasta și spune el, filozoful, așa: ce mă face și pe mine să înclin spre credința în învierea lui Hristos? Eu mă joc cumva cu gândul. Dacă nu a înviat, el a putrezit în mormânt, ca orice om. El este mort și a putrezit. Atunci el este un învățător ca oricare altul și nu mai poate ajuta. Iar noi suntem din nou orfani și singuri și ne putem mulțumi cu înțelepciunea și cu speculația.
Noi suntem oarecum într-un infern, unde putem doar visa și suntem printr-un acoperiș și oarecum despărțiți de cer. Ca să fiu însă cu adevărat mântuit, am nevoie de certitudine, nu de înțelepciune, visuri, speculații. Această certitudine este credința, iar credința este credința în ceea ce are nevoie inima mea, sufletul meu, nu intelectul meu care speculează. Căci sufletul meu, cu pasiunile sale, oarecum prin carnea și sângele meu, trebuie să fie mântuit, nu spiritul meu abstract. Se poate eventual spune așa, numai iubirea poate crede în înviere. Sau iubirea este ceea ce crede în înviere. Iubirea ce mântuiește crede și în înviere. Este legată strâns de înviere. Ceea ce combate îndoiala este întrucâtva mântuirea. Atașamentul strâns față de ea este atașamentul strâns față de această credință. Aceasta înseamnă așadar, fii mai întâi mântuit și ține-te strâns de mântuirea ta. Păstrează mântuirea ta. Și atunci vei vedea că ești legat strâns de această credință. Aceasta poate însă să se întâmple numai dacă nu te mai sprijini de pământ, ci ești atârnat de cer. Atunci totul este altfel. Și nu este o minune dacă poți să faci atunci ceea ce nu poți face, să faci acum. Încheie citatul. Pus filozofic, dar ați înțeles zbaterea cuiva care a înțeles dacă există înviere, totul se reglează. Totul are sens. Totul are sens. Da? Și acest adevăr nu are atât de mult de a face cu intelectul, cât cu sufletul, partea duhovnicească din noi, care trebuie să aibă o siguranță, o ancoră, să fie atârnat de cer. Mi-a plăcut expresia lui. Și asta e întrebarea pentru unii dintre voi. Păi ce credeți? Credeți că Iisus Hristos a înviat din morți? Trebuie să iei o decizie? Ce faci cu faptul istoric al învierii? Ce faci cu acest Hristos viu? Pentru că El vrea să intre în inima ta. E prin credință. E ca și cum te-ai îndrăgosti din nou, ca și cum ți-ai reseta viața. Nu că așa și este ideea de regenerare. Ceva pătrunde în tine și îți schimbă complet viața și îți dă sens. Este ceva viu. Vreau să spun că aceasta este o persoană. Tu ai nevoie de o persoană care să ocupe tronul inimii tale, centrul personalității tale, să reseteze toate acolo. Ai nevoie, dacă vrei, de o aplicație nouă care să-ți ruleze din nou viața. Și acesta este Hristos cel viu. El va da sens vieții tale. Aș vrea să fac și o rugăciune la sfârșit. Ne plecăm așa cum stăm înaintea Domnului. Doamne, în această dimineață, noi vrem să afirmăm din nou ca un crez al nostru, sigur, că Fiul Tău, Iisus Hristos, a înviat de morți. Noi credem că puterea învierii a lucrat și noi. Noi credem că ceea ce predicăm este adevărul. Avem o speranță, nu suntem dintre cei nenorociți, ci cei mai binecuvântați. Credem în puterea unei vieți noi. Te rugăm să dai această viață nouă celor care nu o au. E o lucrare tainică, noi nu o putem explica, îi vom vedea efectele însă. De aceea, fă, Doamne, acest miracol al învierii real în centrul vieții celor care au nevoie de o resetare a vieților. Răspunde-le dacă te caută, toarnă viața ta în ei, dă-le siguranță mântuirii. Te rugăm toate acestea în numele lui Hristos cel viu. Amin.